Bună dimineața, București! Bună dimineața, 9 și 30 de minute. 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. 20. Bravo, Cornele, mi-ai luat o piatră de pe inimă! Da, frumos, an. 2020, s-a făcut un vin în 2020, mamă, da. mamă! Dar s-a făcut și un film despre 2020 să știi. S-a făcut. S-a făcut, sau să nu se facă. S-a pus acolo. Zahăr s-a pus, piper, sare. Bună dimineața, Roxandra. De Ruxandra. toate. Veselie, tristețe, absolut. Avem de toate. În Avem de toate. Roxandra Șerban este alături de noi, actriță, dar și producător. În cazul de față, este cea responsabilă pentru 2020, din 15 martie, în cinematografe. Zic bine? pentru filmul 2020. Da. Bună dimineața! Nu pentru anul 2020. Ia pentru eu uite mă și vreau să dau vina pe cineva. Au dat aceștia vina pe Pangolin, au dat vina pe chinezi, au dat vina pe uh, extraterestri. De fapt, vinovată era uh, ruxanta nu-l luați prin pentru a, filmul hai, 2020. Vine, venea de undeva din România și a mea, am atâtea vine încât pe asta chiar nu vreau să-mi iau pe umeri, crede-mă. Hai, vină în și povestește-ne și treaba <laughs> asta cu, cu filmul. Un film, în traducere așa liberă, în interpretarea noastră, o tragicomedie, comedie, comedie neagră cum ar fi mai corect. O comedie neagră, poți să-i spui și tragi-comedie, este oricum o, un film absurd, o comedie absurdă despre perioada aia. 2020 a fost uh, un moment dificil pentru toată lumea, a fost uh, un moment care ne-a ne -a schimbat viețile tuturor uh, și uh, care a impactat tot mapa uh, Și De asta ne-am gândit să facem un film despre, despre perioada aia și pe care să-l vedem dintr-un alt punct de vedere. Uh, știi că în... Uh, în terapii se spune că atunci când ai avut o traumă este bine să te întorci înapoi și să vezi trauma dintr-un alt unghi. Asta propunem și noi cu, cu 2020. După ce ne-am vindecat, după ce ne-am liniștit, nu neapărat că am uitat, dar am depășit momentul. După ce a trecut cu ala, să privim dintr-un alt unghi perioada, perioada respectivă. Ai rămas cu vreun obicei după acea perioadă pe care nu-l făceai înainte de anul 2020? Nu-mi vine acum aminte niciun obicei. De ce tu ai rămas cu vreun obicei? Am observat că sunt mulți oameni în jurul meu care încep să dezinfecteze de fiecare dată masa, <laughs> da. să se dezinfecteze pe mâini, se spală mai des pe mâini decât o făceau înainte și de asta. Mă gândesc că totuși au existat tot felul de lucruri care, -au, care ne-au schimbat după 2020. Cu siguranță pe fiecare dintre noi. Da. Eu purtam măști, de exemplu, și uh, aveam impresia că... Nu... că sunt cumva mai protejată de, de mască și chiar îmi convenea să, să fiu tot timpul cu mască. Măști textile sau din acelea de la farmacie? Nu, măști de la farmacie. Ah, ok. Nu, m -i m -i că textile adaptat, pe textile, da, pe ce? Să fie colorate? La animal <laughs> print? da. da păi luam de la farmacie colorate, da. Da. Cornelă, tu erai născut în 2020. <laughs> eram, eram, eram încă la liceu, cei drept. Da. Eram în clasa 11. Ești curios să vezi un film despre cum a fost atunci? Da cum adică că țin și eu minte, m-am marcat. S-a marcat? Păi da, nu mergeam eu la școală până atunci, atunci am scăpat de teze. Am făcut A... școală online. Vezi? Am făcut unii din pat, ce mi-a plăcut. Unii s-au bucurat, sau au delectat, alții au adunat așa întâmplări. Presupun că uh, nu e doar o ficțiune, este o... o chestie ruptă din realitate acest 2020. Vorbește despre pandemie, dar și despre situații absurde, dar de ale noastre. Exact, deci și într-un mod, într-un stilul nostru românesc, știi, într-un mod hai să, să zic așa, hai să bifăm. Bal, bal, ce, avem? ce avem, ce, ce avem, ce trebuie să bifăm de în filmele românești, într-unele dintre ele, și îl avem, avem aici, blocuri. Avem haz de necaz, da. Avem, deci, umor, avem tragedie, uh -huh. avem dramă, avem lucruri absurde, multe situații absurde, veselie multă, tristețe, deci de toate amestecate. Ce e? E și ciorbă <laughs> Ce să Mult alcool, <laughs> pentru că Mol, în, da. perioadă, în pandemie a crescut consumul. Da. da. A crescut normal. Da. Da. La lansare o să fie? Și lansare. Avem o lansare pe 29 februarie. Nu, de alcool. <laughs> da. <laughs> avem lansare pe, 20 și deci pe februari? 29 februarie. Deci pe 29 februarie avem o avant-premieră la Paris, la cinematograful Grand Rex. Da, piază, noi vrem să exportăm Umorul românesc da. Și stilul nostru de a face has de necaz Pe data de 6 martie Vom avea avant premieră La Cineplex Băneasa Și de pe 15 martie vom fi în cinematografe Și vom merge în toată țara cu, cu filmul nostru Crezi că și francezii se vor regăsi în poveștile noastre? Eu cred că Toată lumea se poate regăsi Măcar 1% Pentru că pandemia asta ne-a impactat pe toți și fiecare a făcut lucruri absurde, fiecare a, fă, a reacționat uh, cumva condus de frică, și toți ne regăsim în povestea asta, mai mult sau mai puțin. P eu n-am făcut nimic în pandemie. Dacă stau să Cum mă cu nimeni. Păi am muncit, dar n-am făcut nimic. Țin -ți era frică că rămâi fără hârtie igienică. Mie <laughs> și acum am e frică că rămâi fără hârtie igienică. <laughs> Noi să știți că avem un sponsor care e... Nu putea să lipsească hârtia igienică din asta zic. peisaj. Da. Păi și cum a fost? Că, mamă, nu mai sunt pe raft fix hârtia aia igienică de la... sau cum mi se portretizat în film sponsorul respectiv. Nu, nu vreau să spun. N-am făcut product placement. E surpriză. O să-l vedeți la de spirit? Nu povestesc. Ce mi-aduc aminte din pandemie, chiar de film asta. am fost la un supermarket, cunoscut, nu are importanță, și m-am dus să iau o sticlă de spirit. M-am cotat-o pe Mona. Da, Evident, toată nu da. lumea căută pe Mona. Deci a venit o doamnă după mine. Eu am luat o Mona. A venit o doamnă care a înfipt mâna în vreo 10. Mă, deci a făcut așa, greblă. Știi ca la da. poker, a strâns tot. Altă doamnă care a venit... A luat o de cutia. Nu, de-ai venea să-i dea cu o mătură în cap. Deja mm. se ducea spre un suport, nu bă, de la de mătură. Să iasă un scandal, o păruială pe spirit. Deci lumea Ma. începuse să o ia un pic pe pusti. Tuturor ne era frică, de fapt. Da. Și de asta am reacționat cu toții conduși de, de spaima asta, de boală, de faptul că rămânem fără mâncare, de nu știam ce se va întâmpla. Și adevărul este că nu știam. Și nimeni nu știa ce se va întâmpla. Și știrile erau astăzi, spuneau una, mâine se contraziceau. Deci era o da. situație care, pentru niște artiști, este o situație foarte... A fost o situație ofertantă, să zic așa. Și în perioada aia... Um, Uh, știți, nu se putea ieși din casă Nu puteai să, așa Atunci a venit lui Bobby Bărbăciorul Regizorul filmului Ideea să facă un film despre pandemie De fapt el a făcut un scurt metraj Romy, uh, remisivir, remisivir. De la medicamentul da, da. așa cu care s-a vindecat Trump da. Medicamentul minune Care vindeca De orice până la urmă Și uh, Iar scurt metrajul ăsta uh, Trebuia să avem programat să noi filmările Mă rog dar nu am putut, eu de exemplu, nu am putut să merg să fiu la filmare din cauza faptului că era lockdown. Numar, da, nu se putea circula. De puteai să circuri. nu puteai să circuli. Și atunci am filmat, am găsit o soluție să filmăm de la distanță. Și chiar și în situația asta în care totul a fost făcut așa pur și simplu, cum s-a putut cu mijloacele de, de atunci, filmul a fost foarte apreciat în festivaluri, în America mai ales. Uh, a, fost, uh, -a, a fost selecționat la Santa Barbara Unul dintre cele mai mari festivaluri de acolo A luat un uh, Remy Gold La festivalul de film independent De la Houston uh, Deci uh... vorbești de, de un medicament uh, Extrem de cunoscut în America Da, vorbea adică de acest uh, medicament înștepte, da, Pe na. care noi l-am denumit Din greșeală, pentru că de fapt toată lumea avea O groază de informații, dar nimeni nu știa Toți erau specialiști în de toate, dar nimeni nu știa Mai nimic, de fapt și, uh, și da, totul a plecat de la, de la ideea lui Bobby Deci Bobby uh, bărbăciorul. bărbăciorul este regizor Hai să vedem și distribuția Tu joci în film joci Joc și în tu. film, da Deci te putem vedea și pe tine, ok Și pe mine, da, sunt Am rol, rol de doctoriță, doctorița oh. Elena <laughs> do. Doctor. Dar o doctoriță neconvențională Am înțeles Așa. Nu uh, zicem mai multe Nu, nu, nu Uh, și uh, sunt foarte mândră de, de echipa cu care, cu care am făcut filmul ăsta uh, Este Simona Maicănescu, o actriță cu o carieră internațională Actriță și de film și de, și de teatru uh, Simona Maicănescu joacă în franceză, în engleză, în română Este efectiv fabuloasă, iar acum pregătește un spectacol Pe care îl va avea chiar pe 29 februarie când vom fi noi la Paris Ia avea un spectacol la, la Craiova, cu 600 de persoane, deci e o nebunie. așa E, e genială e fantastică. Uh, Silviu Geamănu, care este actor e mai mult cunoscut pentru ca actor de teatru. La Bulandra. E la Bulandra. exact. Bulandra. Uh, Puiul Lăscuș, iarăși uh, un actor care este cunoscut de publicul român din, uh, din filme. De fapt, actorii din filmul ăsta sunt uh, niște oameni extrem de talentați dar nu atât de cunoscuți de, de, publicul larg. Și la fel ca subiectul filmului, și castul este unul destul de riscant, pentru că acum se vede filmele care merg și care prind la public, sunt filmele în care joacă figuri cunoscute de, de public. Da, niște capodopere. Am, văzut, am trecut în revistă capodoperele de anul trecut și de acum doi ani care au avut succes de box office cu mari actori. Ce, mai, <laughs> Ca cap îndoială, deja au confirmat. Am fost ironică aici să știi. că nu. nu... nu, nu... Sunt filme și au meritul lor, pentru da, că a, s a aduci peste un eu milion nu... de spectatori în uh, cinematografe înseamnă că au făcut. Da, ora. au venit cu ceva, adică din punct de vedere al pieței s-a schimbat ceva. În situația asta cu avem și noi o șansă. Da. Să jucăm într-un film, da, adică măi, de ce vreau, nu? Adică vreau, tu, vreau, tu poți să fii dat. Mutulic eu pot să fiu pantera roz <laughs> sau inver, nu, nu ne-am hotărât. Uh, da, e o distribuție interesantă cu oameni care bă, chiar au Scrie pe diplomă actor acolo când au terminat, sunt actori. Scrie. Sunt actori adevărați. Actor, da. da, actori da. adevărați, zici, nu. Dar chestia asta cu diploma, știi? În zilele de astăzi e păcat să stai uh, după o diplomă îți faci până adică la urmă faci zi... oricine. Poate să fie oricine, actor, uh -huh. bine, nu poți să fii medic. Da. Dar nu pot da, să tu poți să fii medic, gre. în calitatea ta de actor. În calitate de actor, poți să fii și doctor. Vezi? Da. da. Cât de greu este unei persoane care nu are studii în domeniu pe platoul de filmare? Ca. Nu știu cum ar fi cu studii în domeniu. Eu pot să spun că am făcut studii de științe economice și nu am. În afară de faptul că am lucrat în. am, făcut, am fost antreprenor și sunt antreprenor, nu am fost niciodată economist sau. Contabil sau okay. poate mi-ar fi fost cel mai greu. Cred că ceea ce este cel mai important este să-ți placă ceea ce faci. Dacă ești pasionat de ceea ce faci, atunci e cumva mai simplu, e, e natural, nu știu, e o plăcere. Te trezești dimineața să faci un lucru acum care depinde place. și pe mâna cărei regizori? Capi. Cu siguranță. Cu ce echipă lucrezi? Cu ce echipă... Sunt multe elemente care. Din concură punctul ăsta un... de vedere, pentru că eu pasiunea individual. asta cu actoria nu am de acum, o am de, de copil și am jucat, am avut șansa, ocazia să joc în mai multe filme românești și uh, pot să vă spun că echipa contează foarte mult. Au fost filme în care nu am fost primită tocmai cu brațele deschise, adică s-au uitat un pic strâm la mine, băi, asta e actriță dintre asta confecționată, fără acte, fără diplomă. Da. Dar, uh, de exemplu, în echipa asta uh, cu Bobby Bărbăciorul Simona Măicănescu, deci toți sunt fabuloși. Joacă, actorii joacă extraordinar de bine, sunt uh, excepționali și uh, nu au nicio chestie de ego sau de... Nu, nu pot să spun că nu au chestie de ego, dar nu au chestia asta cu ce studiai. Pur și simplu pentru ei contează ce experiență ai, ce știi să faci, cu ce poți să vii. Și așa ne-am împletit echipa asta și ne-am format. Fiecare a venit cu ceea ce a putut el și cu ceea ce știe el cel mai bine să facă. Și iată că ai și acest film de care sunt mândră și pe care sper să-l guste publicul. Dacă nici tu nu te pricepi, ești coproducător și la încă două lozuri. Da, sunt coproducător și vezi? la încă două lozuri și uh, m-am implicat și în producția lui uh, două lozuri, chiar dacă atunci nu aveam uh, act de coproducător, dar uh, în spate am... Uh, Fain, am... mi-a plăcut. Și mie mi-a plăcut. Și eu Serios, am deci l-am savurat, a fost absolut uh, fabulos. Uh, Presupun că și ăsta, cred. <laughs> <laughs> și încă două lozuri uh, trebuie să fie la fel de bun. Sus uh, stachet, adică și încă două lozuri. Este foarte bun. Eu zic că e mai bun decât primul, dar nu a fost atât de bine primit de publicul din cinematografe. Da. Mm. Ca primul. Nu coment fi Eu acela nu, nu l-am văzut. Recunosc. Secretul lui Zoril. Ai jucat și acolo. A jucat și în Secretul lui Zoril. Acolo tot așa cu producător. Da. Am Secretul fost. lui uh, Zoril. Și tot așa o idee care a venit bun. în perioada pandemiei. A venit uh, Alin Punk la mine să îmi propună să îl ajut să facă filmul ăsta, Secretul lui Zorilo. Și a fost o cioacă, pur și simplu o glumă. Dar atunci da, glumă. adevărul este că nu puteai să... Trebuia să reziști cumva. Glumele erau cea mai bună soluție, știi? Cea mai bună, cel mai bun pansament. spune o întâmplare din pandemie tragică pe care în film ai putut să o portretizezi ca fiind una comică. Nu eu sunt cea care a portretizat uh, por, lucruri. Sunt da. uh, scenariș, scenariștii, deci uh, Bru, Bruce un englez, și uh, Bobby Bărbăciorul și regizorul Bob, Bobby Bărbăciorul. Dar uh, n-aș să povestesc foarte multe chestii din, uh, din film, pentru că merită văzut filmul ăsta. Ok. Putem transforma, să facem comedie în ceva tragic? Mă rog, situația în sine una uh, tragică și este o comedie... Ha -ha. În urma unor situații, umorurile de situație aici. Are, pentru că adevărul este. Nu ne-a fost temă la un moment dat. Am zis, domnule, să nu crede lumea că uh, facem mișto, mișto de... Da. De, de perioada aia, care a fost o perioadă nasoală. Pentru unii a fost chiar îngrozitor. Cred că asta a vrut să întrebe și Conor până la urmă, să afle dacă nu cumva granița este atât de mică, știi, între da. umor și tragedie într-o perioadă ca asta, încât să zic că nu nu las peste picior că oamenii au suferit au murit, au murit, au murit oameni. Da, da. A fost cumplit. În schimb, nimic nu e negru sau alb în viață. De fapt, totul e într-o zonă de gri. Pentru unii, unde... pentru unii, a fost o perioadă efectiv excepțională, de exemplu, pentru firmele de curierat sau pentru... Da, unii au prosperat. Da. Farma sau, da, unii au prosperat, pentru alții a fost cumplit. Pentru unii a fost momentul în care și-au dat seama că vor să schimbe total viața și că nu știu, s-au apropiat mai mult de divinitate sau știu eu, alții au murit e pur și simplu a, a, fost o perioadă nasoală. Dar, cum ziceam și la început, am simțit efectiv nevoia să, să punem în, să ecranizăm momentele, momentele astea, și, dar într-un mod efectiv haios, într-un mod în care, dintr-un alt unghi care să ne, să ne permită Unde să ați și râdem. filmat? Am -ați filmat. drept cadru general așa? A fost în oraș? Am filmat în satul Ghelari, lângă Hunedoara, unde este și castelul Corvinilor. Deci da. avem în România niște zone fabuloase pe care efectiv merită să le, să le scoatem în valoare. Acolo a fost o mină de, de fier în aer liber, iar natura a preluat cumva controlul este, este o zonă superbă. Deci, păcat că nu este exploatată. De exemplu, am lângă Satul Ghelari, este un alt sat care se numește Satul Alun am Impresia sau Satul de Marmură, unde efectiv, deci tot satul era pavat cu marmură. Casele, n-am văzut case cum erau acolo decât în Alpii Elvețieni, deci cu o arhitectură absolut specială. Nici n-a știu că există așa ceva în România. Și în acel sat care Pusese foarte înfloritor într-o anumită perioadă. Acum mai erau doar două case care erau locuite. În rest, tot satul părăsit. Uh, am, am fost impresionată de. Și de știți, județul Ocone depopulat, în mare parte, din păcate. Da, de că e Un județ, da. da, care a trăit pe baza mineritului, industriilor de genul acesta. Mm. Acum se încearcă un pic da. repopularea și, uite, promovarea unor zone, inclusiv prin acest film, care vorbește de, de o zonă de acolo. Exact, și care, de exemplu, americanii să facă un film și să poată să aibă asemenea peisaje, muncesc mult de tot să le facă într-un studio, să. Noi le avem pur și simplu, le avem la noi. Da, dacă, dacă ne-ar ajuta asta. și statul român, pentru că ar fi uh, fantastic să ne ajute, Vondest Von este o firmă franțuzească, da, chiar dacă sunt uh, fondatorul companiei. E uh, casa de producție. Casa de producție, da? Pe care am fondat-o, este o firmă franțuzească. În, dacă am putea să aducem cât mai multe producții din afară, dar care să fie susținute cumva de și de statul român, ar fi fantastic, pentru că ar, industria sa cinematografică este o industrie care poate să fie foarte puternică, care are un potențial imens și care este păcat să nu fie exploatată de, și de care să nu beneficieze toți actorii din, din, zonă. Da, depinde ce iese. Știi cum avem noi o vorbă. Dacă nu-mi iese... Da, Vandest. Vandest se numește... În traducere liberă, vânt, vânt est. din est. Da. Cam acolo ne situăm. Iată, am făcut filme documentar cu ajutorul străinilor. Ne-am lăudat că suntem promovați în stânga și în dreapta. Vin filme produse de case de producție care au legătură cu Franța. La noi lucrurile se mișcă mai greu, dar nu imposibil. Noi ne uităm, așa cum am convenit. Da. Nu e ușor să faci un film în România. Ce înseamnă statutul ăsta de producător? În câteva cuvinte, în ce se traduce? Doar bani? Sau și, nu știu, cooptarea? În jurul faci, proiectului a elementelor. Faci de toate, efectiv. Uh, sau cel puțin eu, așa. Lumea, așa. lumea, să se întreabă, domnule, ce face un producător? Tot vedem acolo, film produs de uh, Tom Hanks, film produs de uh, Arnold Schwarzenegger. Nu-i vedem în film, dar i-au produs. Dar ce a făcut? S-a agitat Tom Hanks, a dat telefoane peste telefoane. Ce înseamnă până la urmă? explică așa un pic. Cum s-a întâmplat la mine, în cazul lui uh, 2020, mi-a plăcut ideea. Uh, din momentul în care mi-a plăcut ideea, am spus, hai atunci să o dezvoltăm. Uh, a fost scris uh, scenariu și pentru asta ce deci am găsit oamenii care să, că, care să facă lucrul ăsta Și am coagulat împreună cu Bobby, uh, noi pur și simplu la proiectul ăsta Deci am lucrat împreună cot la cot, am coagulat toate echipele din jurul proiectului uh, Bineînțeles că nu poți să faci nimic fără bani, am găsit banii Și pentru asta le mulțumesc uh, investitorilor care au investit în Vondest Care sunt și români și francezi și din Republica Moldova deci am găsit banii și oamenii care, echipa care să, să, lucreze, să facă producția, pus producția, urmă promovarea și așa mai departe. Deci cam asta este protocolul, ați înțeles. Dacă vreți să faceți producție, știți la ce vă Distribuție, <laughs> deci înseamnă tot. E o muncă frumoasă, grea, cu o reușită la final, asta așteaptă toată lumea. Cu multă responsabilitate și sperăm că o să vină și o să culegem și roadele. Roadele, corect. Da. Despre asta este vorba. 15 martie. 15 în cinematografe, martie. În dar cinematografie. Dar înainte, avem uh, ocazia să-l vedem în Franța, dacă mergem pe acolo. Da, pe 29 februarie, la Grand Rex Mergem. mergem, mergem uh, da. Mer nu mergem Merge. noi în Franța. Merge. Cât e ceas? Ah, nu pot, cam un pic de drag. <laughs> putea să Mai ai timp până pe 29 februarie. Bă, și nu am ales întâmplător uh, data de 29 februarie este o dată la patru ani, ani. Da. da. Cum de altfel și deci pe 16 martie se împlinesc patru ani de la primul lockdown. De asta noi am ales să lansăm filmul pe, mă rog, pe 15 martie pentru că așa nu se poate altfel că atunci începe săptămâna da. cinematografică, dar dorința noastră era clar. are legătură cu, da, cu momentul când s-a declanșat pandemia. Da, practic o sărbătorire așa a patru ani de după pandemie cu amintiri din 2020, da. am zis filmului. Da, uh, part 2020, știi, că 2020. am avut pe cineva da. care a pronunțat așa, a spus așa. Ruxandra, îți mulțumim mult, succes, baftă! Și eu vă mulțumesc mult pentru e, invitație. E clar că mai ai proiecte, nu se opresc aici. Le vom dezvălui la momentul respectiv. Cu siguranță. Uh, pe mai departe ne ocupăm de acest 2020, 2020 sau 2020, spuneți cum vreți. E un film ce rulează în cinematograf, începând cu data de 15 martie. Urmăriți-l și uh, puneți acolo contribuția voastră la... <laughs> succesul acestui film și uh, prin uh, prezența voastră confirmăm faptul că cinematografia merge mai departe indiferent de situații, cum ar fi în cazul de față pandemia. Există viață după ea, trebuie dovadă că iată a apărut și un uh, film. Putem privi uh, la trecut, sau mă rog, ne putem referi la trecut de ceva ce ne-a durut și sperăm că nu se ne mai doară, dar uh, pentru asta vom uh, depune toate eforturile am vorbit ca în filmele comuniste, să ne angajăm, să depunem toate eforturile în mai bine și mai binișor. Mulțumim foarte mult, Roxandra! Mulțumim! Mulțumesc și eu! Ce să-ți urez? Sănătate multă! și vă o sănătate multă și uh, să rămâneți la fel cu mult uh, Da, ne-am <laughs> da, ne ne oprit, ne-am temperat un pic pentru că așa cere conduita uh, să fim respectoși în dimineața asta <laughs> și să nu facem prea mult uh, haz de necaz, dar o faceți voi în filmul 2020. Mulțumim foarte mult pentru prezență. Mulțumesc și <laughs> Șerban, producătorul filmului, dar și actor în acest film pe care vă invităm să-l urmăriți în cinematografie din 15 martie. Mâine dimineață la 6 din nou matinal, Alex Cornel și întreaga echipă vă salută și vă urează o săptămână excelentă. rămâneți! cu 10 ori, România și Răzvan Petre. Ciao. Bună dimineața București.